Bună dimineața și la mulți ani, domnule Dorin Nicolae Lojigan, și vă mulțumim pentru că ne-ați primit astăzi la dumneavoastră pentru acest interviu. Bună dimineața, la mulți ani și anul fericit dumneavoastră și cititorilor dumneavoastră. Bine ați venit la Primăria Câmpia Turzii. Vă mulțumesc. Domnule primar, anul 2022 a fost unul complicat, să zicem așa, atât din punct de vedere administrativ, politic, medical, militar. Dacă ar fi să trageți o concluzie, cum ați putea spune că ați îngropat, să zicem așa, anul 2022? Tocmai pentru motivele pe care le-ați enumerat, pot spune că anul 2022 a fost cel mai greu an pe care l-am trăit în primăria municipiului Câmpia Turzii. A fost un an plin de provocări, un an plin de greutăți, poate și datorită muncii deosebit de grele pe care am depus-o în acest an pentru proiectele pe care le avem, fie pe POR 2014-2020, proiect aflat în curs de implementare și care trebuie să le finalizăm în acest an, fie pentru proiectele pe care le pregătim pentru 2021-2027, tot pe POR, fie pentru PNRR, care a intrat deja în vigoare și avem și acolo proiecte la care lucrăm, fie pentru că muncim pentru Angel Salini, sau fie pentru că muncim pentru proiectele noastre ale administrației publice locale, finanțate de la bugetul local. Deci un an deosebit de greu, repet, cel mai greu din punctul meu de vedere, dar până la urmă plin de satisfacții, pentru că vorbim de proiecte europene pe 2014-2020 de aproape 40 de milioane de euro, vorbim de proiecte pe PNRR de peste 10 milioane de euro, vorbim de proiecte pregătite pe 2021-2027 de peste 80 de milioane de euro. Deci vorbim de sume de bani pe care poate municipiul nostru nici nu le visa în urmă cu câțiva ani.